Ministrul Agriculturii a ajuns pe cea mai înaltă șosea din România la ora prânzului. Petre Daia a fost întâmpinat cu pâine și sare. Maestru, o zică bună! Ridică-te, negură, ridică-te, negură, să mă sui la măgură, să mă sui la măgură, la 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 la. Ridică-te, negurice, la 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 la, să vă-ți mândrea un să duce, la 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 la. De-aș putea m-aș ridica, de-aș putea m-aș ridica, sus la vârf ca negura, sus la vârf ca negura, la 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 la. Și-aș tolinge și-aș ploua, la 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 la, unde badea cu turma, la 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 la. Apoi, oficialul a înmânat atestatul familiei care a înregistrat ca produs tradițional tocanul de oaie. Am venit aici pentru acest prim pas pe care l-ați făcut dumneavoastră. În România sunt 742 de atestate de produs tradițional. Din nefericire, nu peste tot s-a întins această dorință. Mai sunt încă județe, sunt încă 5 județe care n-au niciun produs tradițional. Mă bucur că m-ați deschis drumul. Și sper să fie aici un început bun pentru dumneavoastră. Și îndemn pe toți cei care sunt astăzi aici, care ne vor vedea și ne ascultă, să o ia pe drumul pe care ați luat-o dumneavoastră. Știu că a fost anevoios, dar din exemplu dumneavoastră am pus și noi la rândul nostru la lucru pe funcționari și pe care i-am rugat și vă anunț astăzi aici în locul acesta formidabil la dumneavoastră în această zonă extraordinară. Ministrul Daia este așteptat la Gorj și în luna august pentru o întâlnire cu fermierii.